Mergând cu frații mult în lucrările, am rămas puțin fără voce. Un doctor mi-a recomandat la laringita mea să tac. Zic, eu fiind oltean, e foarte greu să fac lucrul acesta. Și proroc e și mai greu. Și n-am tăcut nicio zi. Dar știți ce am observat? Lucrând pentru Dumnezeu în fiecare zi, El s-a atins de gâtul meu. Eu cred că marele medic, Domnul Iisus Hristos, este în adunare. L-auzeam pe fratele Florin vorbind despre rugăciune, despre familia lui, despre copiii lui. Eu îl cunosc de puțină vreme pe el. El acum de câteva luni este șofer. Domnul colonel este șofer. Deci gradul de colonel a ajuns șofer. Am avut închipuit ce grad am eu, dacă el e șofer. Dumnezeu să-l binecuvânteze. Însă vreau să vă zic ceva, ce spune și pune în practică. Adică la școala care a făcut-o și să spună funcția pe care a avut-o, de 9 ani de când el a început să pună, să se pună cu burta pe carte, de 9 ani, noaptea la ora 3, sună telefonul, se pune pe genunchi și se roagă. Să știți că este nevoie de oameni care să stea în spărtură, dacă sunteți de acord cu mine. Amin? Oameni care să se roage, să pună în practică ce spun. Că asta este nevoie, că mergând cu frații aceștia și îmi place un cuvânt pe care Daniel Melen îl are legat de o predică care spune noi nu suntem ca ceilalți. Noi mergând în Europa, în foarte multe biserici, închipuiți-vă doar în jurul Londrei, sunt peste 70 de biserici pentecostale. Nu că n-ar fi avut loc toți într-o biserică. Păi dacă e de la Bistrița, are o părere. Dar dacă e din Bucovina, la noi e altfel. Dacă e din Ardeal, e altfel. Dacă e din București, e altfel. Și sunt partide și partide și toți au același cuvânt. Noi nu suntem ca ceilalți. Mi-aduc aminte când am venit prima oară în Biserica Elim, cu cei 7 demoni, nu știu care a fost prin adunare, care se vârteau în jurul altarului și spuneau, nu ne lăsăm până nu rupem biserica. Și a și reușit Duhul să-și facă treaba. Mi-aduc aminte de o listă care Domnul mi-a arătat-o, scria 44 de persoane și scria sus, lepădați! În casă la Dani Podobea, era cred că și Chris, atunci pe acolo, Ilioi, au venit 3 persoane, un bărbat și 2 femei. Frate Puiu, nu te rog să vezi dacă suntem și noi pe lista aia. A rămas ca la dentist, să zic așa. Băi, frate, zic, tu chiar știi că ai o problemă? Numai că vrei să-l deranjezi pe Domnul. E clar că ești printre ea pe acolo unde ți-e frică de lucrul acesta. Haideți să fim toți convinși astăzi că suntem scriși pe lista lui Hristos pentru mântuire. Unul să nu se piardă. Și eu mă rog pentru Biserica Elim să o aude Hristos, cum numai El știe să o facă. Că dacă o va auda, Domnul se va vedea și rezultatul. Amin? Domnul să dea putere și să urcăm din putere în putere. Să fim atenți la toate lucrurile care le facem înaintea Domnului, să nu ne temem de oameni. Noi dăm socoteală celui mai puternic din universul acesta. Domnului dăm socoteală pentru toate lucrurile care le facem. Și eu am fost vânat de foarte mulți, dar știți ce e cel mai minunat lucru? Când te apără Dumnezeu. Amin? Cu frații am făcut mai multe turnee, să zic așa, cu Daniel Melen, cred că vreo 4 luni, doar anul acesta, și prin Oltenia, l-am dus să vadă ce se întâmplă pe acolo și pe la noi, pe la Nevăzători. Noi am început un proiect frumos, care doriți să-l vedeți, pe 17 noiembrie s-a deschis primul loc unde se roagă nevăzătorii din țară, pentru că nu există ca proiect lucrul acesta nicăieri și fratele Bolosin, care în primărie acolo ne-a ajutat și cu sala aceea și cu pământ unde acum se construiește, fratele Paul Fedor a făcut un proiect minunat și sperăm să avem reușit. Acolo sunt niște lucruri foarte complicate legate de acte. Vă rugați pentru proiectul ăsta ca Dumnezeu să dea biruință acestei categorii foarte marginalizate a nevăzătorilor din toată țara. Acolo este greu să reziști în România, fiind handicapat, să ai un handicap de vedere, nu vă spun în ce situație pot să fii. Eu când am intrat în asociație am întâlnit copilași care, dacă au avut necazul să se nască orbi,
au 500 lei de la stat, adică 100 de dolari, și asistentul 16 milioane. Nu? Să trăiască o familie cu bănuții aceia. Drame! Drame și drame care nu le pasă la absolut nimeni despre lucrul acesta, dar să știți că România are nevoie de rugăciuni, dar și oamenii cu vizabilități de felul acesta au nevoie ca Domnul să-i sprijinească. Și noi, copiii lui Dumnezeu, nu trebuie să fim decât lumină pentru ei. Să dovedim prin purtarea noastră, pentru semii noștri, că suntem fiii lui Dumnezeu. Și împreună cu fratele Florin, acolo când ne-am adunat la rugăciune, nu sunt, să credeți că pentecostal, sunt din toate confesiunile, ne-a rugat, avem părtășie și vorbim despre necazurile noastre. Și ne rugăm, e un început. O singură zi am apucat și eu să intru acolo, după care am plecat spre Statele Unite, și vreau să vă spun ceva. Știu că și dacă El merge înaintea noastră, Dumnezeu a dat biruințe extraordinare. Amin, Domnul, să facă și astăzi aici o zi de sărbătoare. Vreau să ne rugăm pentru credință, pe linia aceasta vreau să vorbesc despre niște lucrări acum, chiar din drumul acesta, și am să vorbesc și despre trei mărturii pe linia de leucemie, dar mergând cu fratele Florin și cu Daniel prin Europa, am fost în Londra, în Irlanda, în Danemarca, în Norvegia și în Suedia. Timp de o lună am fost plecat, să zic așa, când am terminat, eram destul de storși, dar ne-am izbit de niște lucruri. Acum aici îi dau glorie Dumnezeu că încă aveți un păstor bărbat. Noi am fost în Anglia, în Watford, este o biserică păstorită de fratele Cristi Niță din Petroșani, și ne spunea Puiu, unde tu ești acum la amvonul ăsta, păstorul bisericii este o femeie lesbiancă. Și vine cu soția la adunare. Și ea predică Evanghelia. Și aici unde am mers în Danemarca, am întâlnit biserică penticostală de danez, care oficia prima căsătorie între doi homosexuali. La noi încă e bine și să facă Domnul în felul acesta ca românilor să le dea minte, înțelepciune de sus, și să lucreze cu Dumnezeu, cu frică de Dumnezeu, și să aibă mare grijă cine lasă să urce la altar. Că din nefericire și anumite biserici, așa cu ușile mai lași deschise, au început să îngăduie să predice temircine pe la amvoanele acelea. Ne atingând nicio latură pe linia aceasta, să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să ne lumineze în toate lucrurile. Amin? Bun, vreau să vorbesc despre, că tot am vorbit despre Watford, acolo este copilul păstorului Ile Traian din Petroșani, omul ăsta a ținut să merg la el acasă să mâncăm, împreună acolo toți, și ne-a mărturisit, frate Daniel a făcut ungerea. Omul ăsta bolnav de alergie la gluten, Hristos a atins de el în adunare și l-a vindecat. Sfânta Treime, biserică în Irlanda, păstorită de fratele Strâmbu Maxim, cred că nu știu câte sute de oameni au fost la seara aceea de rugăciune, o femeie cu dureri mari de picioare, care nu mai putea nici să calce pe picioare, în adunare Domnul s-a atins de picioarele ei, în hohă te plângea și nimeni nu putea să oprească, mărturisea în mijlocul bisericii cum la clipeală el a vindecat-o. Păi nu mai poate fi biserică pentecostală dacă nu se întâmplă astfel de lucrări. Eu vorbesc cu mulți misionari de ăștia și îi întreb, zic, cum e cu predicatul, cum e cu Evanghelia, și mărturii ce ai. Ce s-a întâmplat, pe cine a mai vindecat Domnul? Pentru că Evanghelia aceasta întotdeauna a fost însoțită de semne și minuni. Și lucrările astea de vindecare au fost mărturie că se întâmplă când se predică Evanghelia. Adevărat că este o parte a ei care trebuie făcută predicarea Evangheliei. Eu cu cuvântul nu prea să dea. Lângă mine am bărbați ăștia care știu să facă lucrul acesta, dar Domnul să ridice și nelim. Oameni plini de Duhul Sfânt, care când deschid gura să nu se facă de mirul lumii și să spună oameni, Duhul lui Dumnezeu este în el. Amin? Bun, am spus că vorbesc despre trei lucrări pe linia de leucemie. De cât eu merg în Knoxville, aici la dumneavoastră în Statele Unite, sunt întâmpinat de o familie, Daniel și băiatul lor, Jaden. Nu știu cât are, 12-13 ani copilul ăsta, ăla mă pide tot timpul în brațe, tatăl la fel, Daniel, și mi-aduc aminte 7, aproape 8 ani în urmă, mergând în Nashville, fratele Dea, când spune, pui, intrăm într-o casă unde medicii au dat un diagnostic crunt și cu chimio, cu minuni, copilul ăsta n-a nicio șansă, ne-a rugat, Dumnezeu a vorbit, a fost dată și o vedenie și Hristos a atins de copil și l-a vindecat de leucemie. Pentru că el când vindecă, rămâne vindecat. Nu știu dacă am vorbit la dumneavoastră vreodată despre fratele Deac din Cornițel, Bihor, băiatul lor bolnav tot de leucemie, Elisei. Mi-aduc aminte când ne-am întâlnit prima oară cu familia asta în Groș, unde e păstor fratele Daniel Urs, mama era în adunare plângând, acolo în adunare, singurul lor băiat. Și Domnul i-a vorbit în ziua aceea, m-am atins odată și m-a atingat a doua oară. Toată
biserica la foc, pastorul zice, puiu, femeia asta are un singur copil, l-a dus la o ungere, că medicii au spus că are o leucemie în formă galopantă și cu tot cu chimio, 6 luni maxim. Dar l-au dus la niște frați de culoare, au făcut o ungere și parcă o încetinit. Zic, parcă. Hai să vedem cum, că Dumnezeu nu lucrează cu de-astea. Cum este lucrarea până la capăt? Zic, unde-i copilul? Era în Cluj. Și mi-aduc aminte că mă întorceam de la Satu Mare, când tatăl m-a așteptat la 2 zile după prorocie, în spitalul din Cluj. Noi n-am făcut decât o rugăciune acolo, în salonul acela pentru prunc. Am plecat în Irlanda. Când m-am întors din Irlanda, fratele Dea m-a sunat și zice, puiu, nici urmă de cancer. Hristos mi-a vindecat copilașul. Și de atunci sunt vreo 9 ani, de cât eu merg în casa lui, zic, cum e pruncul? N-are nicio treabă, e vindecat total. Pentru că așa lucrează Dumnezeu. Unde vindecă El, nu mai trebuie intervenție umană. Amin? Mergeam la o noapte de veche la Panticeu Cluj, când am fost sunat de o soră pe nume Dobi, din Mihai Viteazu, pe lângă Turda, pe acolo. O femeie o luagă de picioare. Ea, când m-a sunat, frate, am înțeles că te duci la Panticeu, da. Păi dumneata cu vii de la Unedoara, n-ai pe unde să treci decât pe aici, pe lângă localitate, nu-i departe de, unde, de drumul național. Fii bun și intră până la mine, sunt o femeie, văduvă, o luagă de picioare. Să te rogi pentru problema asta mea, că am dureri crunte la picioare. Mi-a sunat colegul de atunci și îi spun, uite, cazul acesta, zice, bă, noi plecăm târziu, spune la sora că mergem, dar să nu cheme pe nimeni. Și eu sunt soră, noi stăm pentru rugăciunea asta, te rog să nu chem pe nimeni, și chiar nu o chema pe nimeni decât vreo 50. Când am ajuns la acasă, era toată casa plină de frați, așa e, pocăiții când aud de câte o lucrare, se adună grămadă. Bun, eu când am intrat în casă, m-am ispitit foarte greu, foarte mult de voia ăla de oameni, puteți să fac slalom până am dat de ea, și m-am plecat la urechea ei și zic, soră, nu ți-am zis să nu chem pe nimeni. Frate, eu am spus la o singură soră și uite cât a venit. Așa e că dacă află o soră, s-a rezolvat toată lucrarea. Bun, ne-a rugat pentru sora Dobi și Domnul nu s-a atins de picioarele ei. Însă, planul meu nu era și planul lui Dumnezeu. În casa aceea era o femeie din localitate pe nume Duma. Ea și soțul ei și cu copiii. Plină de aur, femeia din cap până în picioare, dar plină și de cancer. Soțul ei a spus așa, dacă Dumnezeu pocăiților îmi vindecă femeia de cancer, eu mă pocăiesc eu, nevasta și toată casa mea. Și vreau să vă spun, Domnul s-a atins de doamna aceasta și o vindecat-o de cancer. Și datorită acestei lucrări, toată familia a făcut legământ cu Domnul. Omul s-a ținut de cuvânt, Dumnezeu a intrat în casa aceea cu miracol. Doamne, fă și în seara aceasta. Amin? Când să plec din casă, mă prinde de braț fiul femeii, Claudiu Dobi. El e membru biserica Gosen din Madrid, unde e pastor fratele moldovan Gavrilă. Frate Puiu, eu am auzit că vii la mama ieri și am venit doar să mă întâlnesc cu dumneata pentru rugăciune. Dar zic, pentru mama ca pentru mama. Dar am aici pe pruncul meu Alex, băiatul ăsta are 15 ani, nu vei să te rogi și pentru el. Zic, tu n-auzi că mă grăbesc, nu mai am timp, mă întârzi la adunare și te rog frumos, insista foarte mult, nu, hai să ne rugăm. Când m-a rugat pentru Alex, am văzut doar în capul lui cum a intrat o rază de lumină și o mers până în talpă, lumina aceea. Asta a fost singura vedenie. El vine afară și zice, frate Puiu, ieri, când am auzit că vii la mama, eu eram cu copilul în spitalul din Madrid, e bolnav de leucemie. Într-o formă foarte severă, doctorița nu mi-a dat nicio șansă la copil, a zis, cu tot cu chimio, nu-i dă șanse să treacă de 6 luni. Suntem terminați, e singurul copil. Și eu și Mirela plângem pentru viața lui. Pentru că medicii au spus, copilul va pleca, va muri. Zice, dumneata, ce crezi pe baza vedeniei? S-o atins Domnul de el? Păi zic, eu ți-am zis vedenia. Mama că mi-ai zis și problema care o are, zic, eu sunt convins că Domnul și-a atins mâna și mai mult de atât, faptul că ai venit până aici, să facă Dumnezeu după credința ta și să socotească lucrul acesta cu numai El știe să o facă. Și Dumnezeu să facă miracolul vindecându-l pe Alex. Și zice el, păi să-l mai duc la chimio, să mai fac tratament. Auzi, întâi du-te și fă-i să o analiză la sânge, după aia discutăm. Și intrăm în mașină și colegul meu zice, auzi, când ne-a rugat pentru copilul ăsta, mă uitam la fața lui, alb ca creta. Și zice, când ne rugam, toată fața lui s-a roșit. Semn 100% că Domnul Iisus a atins de el. Zic, nu ne grăbim, mai să vedem rezultatele.
N-a trecut mult, a doua zi mi-a și sunat, el era în Spania, la doctoriță, care trebuia să facă prima ședință de chimio. Trebuia să-i facă atunci când el o pleca din Madrid. El tot m-a oprit să chestia asta ca să nu-i facă ședința până nu vine din România. El i-a spus doctoriței că are ceva urgent și trebuie să plece în țară și blocase în lucrul acesta. Acum, când se facă prima injecție, el o ruga pe doctoriță, vă rog, să repetați analiza de sânge. Și doctorița a fost de acord, a venit cu rezultatul și îi spune lui fratele Claudiu, auzi, acum vreau eu să repet analiza, că ceva nu-i regulă cu analiza asta. O repetat, o venit cu cele două rezultate, i-o chemat în cabinet și le zice, aici am cele două rezultate de azi. Aici am analizele vechi. Cele de astăzi nu bat cu cele vechi. Adică copilul vostru nu mai are urmă de cancer în sânge. Ce ați făcut cu copilul? Ăștia deja erau pe genunchi, nu mai ținut cont că e în cabinet la doctoriță, Mirela, și așa e plină de Duhul Sfânt, așa când se roagă femeia așa în limbi, s-a pus, n-a mai, plângeau amândoi, Claudiu ăsta și Alex cu mâinile pe sus, nu mai înțelegea doctorița nimic, îi vedea pe ăștia rugându-se, abia s-o potolit și zice, ce-i cu voi? Și zice, țineți minte că m-a spus în urmă câteva zile că nu vrem să facem prima ședință de chimio când trebuie să mergem până în România? Da. Și eu povesti toată faza cu frații la rugăciune, cum s-a întâmplat, cum s-a făcut rugăciunea și că noi credem că Iisus Hristos vindecă și astăzi. Dumneavoastră se desconvinge de lucrul acesta. Vreau să vă spun, probabil mulți de pe internet știți multe mărturii. Eu n-am pus niciuna din ele niciodată, tot alții le pun. Dar nu există dată că să mă întorc într-un loc unde să nu vină măcar unul să-mi vorbească despre o minune că Dumnezeu s-a atins și l-a vindecat. Frații Florin și Daniel au fost martori în multe biserici. Ei nu le pot zice pe toate, cred că aș putea să scriu multe cărți, zeci de cărți în care Dumnezeu și-a proslăvit numele. Trebuie să avem credință că și astăzi El este aici la inimă în adunare. Și poate să facă miracole în adunare. Nu știu ce gând are Daniel, ce vom face la final, dar am toată convingerea că nu fratele Călin a pregătit seara aceasta Duhul lui Dumnezeu. Facă Domnul lucrarea Lui. Amin? Bun, când a auzit doctorița cum e treaba, zice, numai puțin, așteptați-mă. S-a dus în alt cabinet, o vin cu altă doctoriță. Eu arătat rezultatele, vechi și noi, și au spus toată povestea. Când o terminat de vorbit, doctorița care o adusese în cabinet, îi zice la doctorița aceasta, nu ți-am spus că la noi la pocăiți Iisus Hristos vindecă? Adică și ea era tot pocăită, doctorița aceea. Și aia e predicată despre Hristos. Știți ce a fost frumos? Că datorită acestei minuni, Domnul a bătut și la inima acestei femei. Doamne, bate și la inimile noastre în seara asta. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm pentru credință. Doamne, mărește-ne credința în seara aceasta. Fă ca atunci când plecăm de aici, toate mădularele bolnave să fie atinse de degetul Lui. Amin? Ne rugăm.